De teama invaziei ruse, armata ucraineană a distrus un pod care face legătura între Odessa și Transnistria. Podul a fost aruncat în aer pentru a nu permite crearea unei eventuale zone de contact a trupelor rusești cu separatiștii din estul Moldovei. Din imagini se vede cum podul care face legătura între Odessa și regiunea separatistă Transnistria a fost aruncat în aer. Armata Ucrainei a luat această decizie pentru a nu permite o eventuală joncțiune a forțelor rusești care atacă dinspre Nicolaev și de la periferiile Odesei cu forțele separatiste din Transnistria. Distrugerea podului a avut loc în ziua în care administrația separatistă de la Tiraspol a cerut din nou independența Transnistriei față de Republica Moldova.